Bun, salutare tuturor, numele meu este Diaz și astăzi găsim la un super experiment pe acest canal, un experiment foarte tare în care vom face exact ce scrie și în titlu. Vom avea un duel extraordinar între Steaua București și Dinamo București în jocul FIFA 23. Ne vom folosi de moduri ca să fie totul mult mai fain și vom avea o Steaua București care îi va avea pe cei mai buni jucători all time, cei mai buni jucători care au trecut vreodată pe acea echipă versus Dinamo all time, care conțin cei mai buni jucători care au trecut vreodată pe la Dinamo București. Băgăm rapid intro de la Eneba și trecem direct la treabă. Dar cu toate acestea, înainte să trecem la match, mai stăm câteva minute pentru că vreau să vă spun două lucruri foarte, foarte importante. În primul și în primul rând, uitați acolo băieți, apăsați pe butonul de like pentru acest super episod, un duel Steaua versus Dinamo all time în jocul FIFA 23. Eu zic că merită acolo butonașul de like. Și al doilea lucru, să știți că folosim un mod care adaugă mult mai multe echipe all time. După cum putem vedea, avem Arsenal all time, avem Chelsea cu cele mai bune echipe, avem Liverpool, Manchester City, United. Mamă, ce logo interesant au și cei de la United. Și uitați să spuneți chiar acum în comentarii ce duel mare vreți să mai vedeți pe canalul secundar, pentru că o să postăm acolo mai multe dueluri de genul acesta. Suntem români până la urma urmei. Primul experiment este între Steaua și Dinamo, dar poate vreți un Real Madrid, Barcelona, United, Liverpool, Arsenal, Spurs, OM, PSG, România all time versus Brazilia, Argentina all time, Ungaria all time. Poate vreți experimente de genul acesta. Deci apăsați acolo pe butonul de like și spuneți ce idee de experiment mai aveți, pentru că putem face multe lucruri mega, mega interesante. Și nu uitați acolo băieți să apăsați pe butonul de like, pentru că v-am promis că urmează multe lucruri interesante. Avem mai întâi de toate Steaua versus Dinamo. Vedem în dreapta, nici nu știu cine este. Blond așa, poate este Răducioiu. În stânga este Pițurcă, 100% chiar îl recunosc. Avem multe kituri. Avem kitul acesta care este, cred că din 2013-2014, când Steaua bătea Ajax și Chelsea. Avem acest kit care sigur este a Stelei când a câștigat Champions League-ul. Probabil aceste kituri sunt din perioada în care jucau prin Europa League, acesta fiind și kitul când au jucat, cred că în 2007, au ajuns în semifinală și au bătut Rapidul. O să alegem ceva emblematic, cred că acest așa simplu albastru arată destul de bine, iar la Dinamo vedem echipamente foarte tari și vechi, îmi plac pantalonii foarte, foarte tare. Dar nu știu, o să-l alegem pe acesta, încercăm să găsim kituri cât mai cunoscute ca să fie totul mult mai fain, iar la prima vedere vedem că așa arată echipa. Noi o să le modificăm puțin, dar mai întâi de toate o să le prezentăm. Îl vedem pe Sir Ilie Dumitrescu, pe Pițurcă, pe Lăcătuș, Dumitru, Bolonii, Rădoi, băieți Rădoi cu Răducanu, Dan Petrescu, Belodedic, Prodan și Duca Dam. Ce echipă, ce jucător se află la Steaua. Îl vedem și pe Voinescu, pe Stan, pe Dute, Dică, Miu, mamă. Avem mulți jucători interesanți, multe legi. Carlos. Efectiv, nu știu ce caută acest portar extraordinar la noi. Plădoiu, Neaga, mamă, avem și trei. Nicoliță. Bănel Nicoliță, clar trebuie să fie titor, glumesc. Dar Bănel Nicoliță o să fie măcar rezervă, Tătărușanu, Gardoș. Avem echipe destul de interesante, o să păstrăm aceeași chestie, o să păstrăm aceleași formații pentru ambele echipe, dar îmi place cum arată Steaua, iar la Dinamo avem pe Dănciulescu cu Răducioiu și cu Lucescu, băieți, aici, Lucescu care părea destul de tânăr, Lucescu aici cred că acum 50-60 de ani, l-avem pe Dumitrache cu Lupescu, cu Dorinel Munteanu, Klein, cu Andonei Dinu, Rednic și Stelea. Dar Dinamo are de aportar sigur cu Lobonț, nu te se pare, cu Niculescu, cu Hăldan, mamă, cu unicul capitan care clar va fi titular, Marin Prunea, incredibil, Gianni Chiriță, mulți jucători extraordinari, vedem și pe Bratu, dar vom
face două echipe destul de interesante în acest videoclip. Am ales câte un 4-3-3 pentru ambele echipe. La Steaua va fi un atac interesant cu Sărilie Dumitrescu, Pițurcă, Lăcătuș, Șeptaru pe dreapta, Răducanu, Dumitru, Bolonii pe mijloc, iar apărarea puțin improvizată cu Prodan, care va fi LB, cu Rădoi, care mai juca și el ca apărător central, nu doar ca CDM, pe Belodedic și pe Trescu acolo în apărare, în poartă, fiind clar Duca Dam. Iar la Dinam oricum a fost mai ușor de a alege formația și echipa. Dumitrache, Răducioiu, Lucescu în atac, Dorinel Munteanu, unicul capitan și Lupescu pe mijloc, Klein, Andonei, Dinu, Retnic cu Stelea în poartă. Vedem acolo frumos și rezervele și tot ce trebuie, cu Gianni Chiriță și Dică pentru un farmec, cu Iordănescu și Dănciulescu acolo, unul la Steaua, unul la Dinamo, Lobunț și Voinescu, rezerve de lux pentru această echipă, pentru acest super experiment care sper să vă placă destul de tare. Vreau totuși să avem parte de ceva animații destul de interesante. Preferam să văd echipa cum intră pe teren acest super derby, dar îi vedem doar pe tinerii suporteri foarte bucuroși. Mamă, ce intrare urâtă al lui Dan Petrescu. Pițurcă! Pițurcă este antrenorul legendar al celor de la Steaua, într-adevăr trebuia să fie cel mai bun antrenor acolo și la Steaua, dar nu mă gândeam că va fi și în atac și antrenor. Vedem o coreografie, cred că cu Belodedic pe fundal, începe direct marea partidă. Rădoi, capitan acolo. Cred că Dinu este la Dinamo, trebuia să fie unicul capitan Hâldan. Am uitat, n-am mai ținut cont de acest detaliu, dar îi vedem pe băieții noștri cum intră pe teren cu fețele făcute, atacul pe care îl știți, pe care l-am prezentat, și la fel uitați atacul celor de la Dinamo. Deci blondul este Răducioiu, bine de știut. Pițurcă, surprinzător, da, n-am știut, este și atacant, este direct și antrenor, este tot ce trebuie. Își dau acolo băieții mâna pentru a începe o super partidă. Va fi, m-am și dat acolo o palmă, cred că este cu scandal, nu este cu prietenie, în acest derby de calitate. Arena Națională Arhiprină, vedem frumos poza de începere, jucătorii cu fețele făcute, se adună și cei de la Dinamo, deci este momentul oportun de a da frumos un mic skip. Și ca să fie totul cum trebuie, nu o să jucăm noi, ci o să lăsăm jocul să decide care este cea mai bună echipă. Avem un Steaua versus Dinamo controlată de EA. Deci haideți băieți, avem parte de un match mega, mega interesant. Îl vedem direct pe Dorinel Munteanu, care trimite o pasă lui Lupescu. Excelent, Răducioiu pentru Lucescu și Dorinel cu o primă lovitură de cap. Dar ce să vedeți, apără Duca Dam și tot Dorinel Munteanu, care a recunoscut acolo după față. Tot el va abate acest corner. Dinamo începe mega ofensiv. Andone încearcă și el un șut, dar nu se descurcă chiar atât de bine ca apărător. Dumitrache, Noarul cu o fente, iar Belodedic, vedem acolo că îl blochează, dar vine și Bolonii. Dinu o pasă mai departe, Răducioiu este la balon, trimite Noarul lui Dumitrache, pasă printre pentru Hâldan, unicul capitan, dar are parte de un șut mai slăbuț. Munteanu, Hâldan, se pare că cei de la Dinamo din nou sunt mult mai ofensivi, se încearcă acolo un exterior. Dan Petrescu aici înainte de a ajunge la Chelsea, se pare că trimite o pasă mai departe. Mingea ajunge la Șeptarul Lăcătuș, băieți, una în spate la Bolonin, apoi la Șeptar și încearcă un prim atac a celor de la Steaua. Pițurcă, înghesuit acolo, blocat, dar Stelea se descurcă, apără antrenorul atacant tot ce trebuie. O joacă simplu și de la Steaua, nu încearcă o primă lovitură. Bolonii cu o fentă, dar Munteanu greșește, bagă un tackling nefolositor. Mingea în spate, Răducanu n-avea șanse, iar cei de la Dinamo resping. Dumitru pentru Pițurcă, iar Lăcătuș trimite o torpilă. Nu știu cum portarul național României, Stelea, a apărat acea mare lovitură, iar într-un final Stelea atinge balonul, dar tot este gol. Steaua deschide scor și este 1
la 0 după ce Rădu Canu marchează primul gol din acest experiment. Sperăm să avem parte de mult mai multe. Dinamo a fost aici înghesuită și se pare că trimite. Mamă, dar ce exterior frumos a dat acolo Ștefan Petrescu. Nu puteam vedea un asemenea exterior în experimentul din 22. Stelea aproape a atins acolo balonul, are reflexe foarte, foarte bune. Dar Marcel Rădu Canu marchează primul gol. Suntem foarte aproape și de ultima fază din prima repriză. Cei de la Steaua formează un atac destul de mare. Dumitrescu trimite lui Pițurcă. Dinu respinge destul de calm. Intrăm în prelungiri. Deci aici Lucescu trebuie să o trimite mai departe. Răducioiu, marele atacant care a marcat gol și în Premier League, la Liga, în toate top 5 ligi. Trimite, da, na, Prodan are parte de o intervenție excelentă. Un ultim corner din această primă repriză, ultimul atac a celor de la Dinamo București, unde Dumitru intervine excelent, din câte se pare se fluieră. Marcel Rădu Canu cu două ocazii pe poartă, dar un golao, îl vedem acolo și pe Dan Petrescu, pe Ducadam, cu mustăcioara lui acolo, extraordinară. Vedem și posesia, șuturile, ocaziile, se pare că pe poartă merita Steaua un gol, dar nici Dinamo nu a jucat prea rău. Nu o să ne uităm, nu putem modifica nimica, schimbările vor fi făcute de ei, de joc. Noi nu ne băgăm cu absolut nimic. Dumitrescu îi trimite marcatorului. Mingea ajunge la Lucescu. Răducioiu defensiv. Dar Prodan acolo se pare că pe poziția de LB chiar o duce foarte bine. I-am încurcat destul de mult pe cei de la Dinamo. Și se încurcă și apărarea. Iar Stelea respinge. Mingea ajungând la șeptarul Lăcătuș. Greșeală în defensiva lui Dinamo și cu jucătorii all time. Nu doar cu jucătorii de Liga a doua, iar Rednic respinge excelent, bine că n-a riscat-o. Și se face și prima schimbare, Lucescu, right winger-ul, se pare că este schimbat și n-am văzut cine a intrat. Intră Mateuț, uite, o primă schimbare interesantă. Lupescu la Răducioiu cu toate acestea, Răducioiu calm, mingea la Hâldan, pasă greșită a unicului capitan. Oricum, Dinamo a jucat bine. Stelea greșește aici. Stelea nu doar la campionatul mondial pentru România, greșește și pentru Dinamo. Iar Rădu Canu bagă dubla în experimentul nostru. Chiar dacă Dinamo prucă joacă destul de decent, se pare că Steaua all time dă direct al doilea gol. Răducioiu totuși calm, cu experiența lui, trimite de Carlui Lupescu, deposedat de Mirel Rădoi. Ce echipă! Dinu pasă pentru noul intrat, mingea pentru Dumitrache, iar Ducadam, ce poate să facă decât apără Ducadam și se face o nouă schimbare, este Rădoi, intră Apolzan. Ce schimbare acolo a tânărului Rădoi și se schimbă și capitanul echipei, interesant. Rădoi oricum a jucat foarte bine și Răducioiu, ce ocazie, dar cât are Ducadam, 99? Probabil că 99, pentru că merită acolo la reflexe, trebuie să scoată penaltiuri după penaltiuri. O mică schemă, Andone la Dumitrache și Ducadam cu nou save. Cel care a băgat dubla se pare că este schimbat. Se simt puțin atacați, intră Stoica acolo în ofensivă. Iar Lăcătuș, gata, cred că se obișnuiește cu poziția de apărător. Răducioiu ia balonul, Dorinel Munteanu, greșeală acolo, cred că al lui Hâldan, unicul capitan. Tan, cât de aproape, bă, băiatule. Mircea Rednic. Hai, Rednicule, dă, pasează acolo. Nu te chinui de unul singur la Klein. Pasă mai în față pentru Dumitrache. Dar Dan Petrescu acolo îl face. Îl o dedici. Ține de balon. Nu vrea să înainteze. Gata. Steaua forțează victoria direct. Mircea Rednic pasă pentru Răducioiu la noul intra la Decar, forțează, dar nu o centrare la Belodedici, că este înalt, este acolo masiv. Oricum experimentul a fost destul de interesant, dar am văzut din prima secundă că Dinamo avea 4 stele și jumătate, pe când Steaua avea direct 5 stele. Doar Steaua a câștigat Champions League-ul. Mateuț totuși vrea acolo să marcheze măcar golul de onoare. Răducioiu pasă pentru Dorinel Munteanu, iar acesta n-a învățat meserie.
a scos tot. Duke Adam a scos efectiv tot. Intră Balint în locul lui Pițurcă. Dar nu mai este timp, băieți, din păcate. Nu cred că mai este timp. Și Stelea este acolo ofensiv. Mingea direct în braț la Duke Adam. Oricum, primul gol a fost destul de slăbuț, dar am văzut din prima secundă. Steaua All Time se pare că este peste Dinamo All Time, spune jocul FIFA. 23 Andone are parte de o intervenție excelentă. Oricum, Andone a părut că a jucat cel mai bine în apărare, dar n-a fost de ajuns. Băi, băieți, sper că v-a plăcut acest super, super experiment. Ce-mi place că-l văd pe Pițurcă acolo și atacant și antrenor și tot ce trebuie. Fața acestuia este foarte, foarte bine făcută. Marcel Răducanu a avut 4 ocazii destul de mari și a marcat 2 goluri din cele 4 ocazii. Sper, băieți, că v-a plăcut acest experiment și nu uitați că putem face lucruri de genul și cu alte echipe. Am avut pentru prima oară în FIFA Steaua versus Dinamo. Am avut pentru prima oară în FIFA 23 un duel între aceste două super echipe. Și pe băieți, nu uitați, spuneți în comentarii dacă vreți pe canalul secundar și alte meciuri. Poate avem direct un mare El Clasico pe canalul secundar pentru a fi treabă. Postăm lucruri interesante. Dacă ați ajuns până în acest moment, nu uitați acolo, băieți, apăsați și pe butonul de subscribe pentru că mă ajută destul de tare. Sper că v-a plăcut acest episod, sper că vă plac episoadele modate. Urmează multe lucruri de genul pe acest canal. Păi băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!